Bună seara, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Gorjean. Numele meu este Cătălin Pasăre. În această seară avem o discuție despre fotbal, pentru că fotbalul, fie el pe teren mare sau pe teren redus, încă este la mare preț în județul Gorj. Și, Doamne ajută, avem încă jucători, oameni pasionați, oameni care pot organiza competiții, iar weekendul care a trecut stă mărturie pentru acest lucru. Alături de mine, în această seară, în studioul Accent TV și, bineînțeles, pe Radio Accent 96.2 FM, am plăcerea să-l am pe domnul Cosmin Tutunaru, organizator al competiției Cupa Ligii Prieteniei Fair Play Arena Târgu Jiu. Bună seara, domnule Tutunaru, și vă mulțumesc frumos că mi-ați acceptat invitația. Bună seara, vă mulțumesc frumos și eu pentru invitație, mă simt onorat să mă aflu în studioul Accent TV și totodată salut pe această cale telespectatorii Accent TV și radioascultătorii postului de radio Accent. Așa cum am spus, a fost vorba pe durata 3 săptămâni, dacă vreți, în fiecare sâmbătă, duminică, la Fair Play Arena, despre o cupă inedită, dacă vreți, pentru că inițiatorul proiectului ne-a vorbit, inițiatorul proiectului care a fost prezent și la finala acestei competiții de la Târgu Jiu, Laurențiu Modoran, da? Domnia sa ne-a vorbit despre ce a vrut să facă cu Fair Play Arena și despre cum a prins această competiție în mai multe județe din țară. La noi a fost o competiție crâncenă, dar plină de fair play în același timp. Cum ați descrie-o dumneavoastră, prima ediție? Da, într-adevăr, a fost o competiție desfășurată pe terenul sintetic de la Fair Play Arena, pe durata 3 weekenduri, 3 sfârșituri de săptămână. O competiție la startul căreia s-au înscris 10 echipe ce au fost împărțite în două grupe a câte 5. După consumarea meciurilor din cadrul grupelor, s-a trecut pe tabloul principal, unde au acces primele 4 echipe și apoi, așa cum bine ați menționat și dumneavoastră și ați și putut observa, și vă mulțumesc pentru acceptarea invitației mele de a participa la fazele finale ale competiției, s-au desfășurat semifinalele și finalele competiției duminica aceasta. Conceptul de Liga Prieteniei a fost o chestie foarte interesantă și în același timp o provocare pentru noi, pentru că nu sunt singurul organizator al cupei Liga Prietenia la Târgu Jiu la Fair Play Arena. Acest proiect l-am demarat și l-am derulat împreună cu fratele meu Pavel. Vă ziceam că a fost o provocare pentru noi, pentru că undeva în luna decembrie am primit o invitație de la un prieten de la Vâlcea să participăm la o competiție pe care el o organizează acolo, o competiție de tradiție, de altfel, la Râmnicu Vâlcea, Cupa de Iarnă Liga Prieteniei Râmnicu Vâlcea. Și pentru o perioadă foarte scurtă de timp am reușit să încropim o echipă așa la viteză cu prieteni de-ai noștri cu care jucăm fotbal la Fair Play Arena. Ne-am deplasat la Râmnicu Vâlcea personal cu ideea de a înțelege ce înseamnă conceptul de Liga Prieteniei la nivel de România. Așadar, dumneavoastră ați participat prima dată la o astfel de competiție, nu? Da, da, într-adevăr, în luna decembrie am participat la Râmnicu Vâlcea să văd ce presupune conceptul de Liga Prieteniei și am constatat că este vorba de o interacțiune între oameni foarte puternică. Servește acest concept mai multor cauze sociale de ajutorarea copiilor, copiii poate care au și anumite nevoi speciale sau provin din anumite medii mai puțin favorizate, iar pe lângă acest scop principal, primordial al fundației, până la urmă, sau asociației Liga Prietenia pentru Educație, pe lângă acest concept, cum vă ziceam, se află activitatea sportivă, pe care noi de 7 luni de zile o desfășurăm cu mare drag și cu pasiune la Fair Play Arena la Târgu Jiu, complex sau bază sportivă al cărui motto este sportul înseamnă sănătate, prietenii știu de ce. S-a nimerit cumva să fim pe aceeași lungime de undă cu cei de la Liga Prietenia și au îmbrățișat ideea lor, dorind ca în cel mai scurt timp, în viitor, să putem desfășura, să organizăm aici, la Târgu Jiu, la Fair Play Arena, o competiție care să se întindă pe durata unei perioade de timp mai mari, adică o competiție gen campionat.
Am înțeles. Am văzut, domnule Tutunaru, la această competiție foarte mulți fotbaliști legitimați, fie la juniorii Pandurilor, fie la echipe care activează în fotbalul județean, fie fost jucători ai Pandurilor, da? Asta pe lângă, bineînțeles, amatorii de sport și de mișcare și cu toate acestea, dacă meciurile din grupe sau dacă în meciurile din grupe s-a sesizat un oarecare dezechilibru, dacă vreți, pentru că sunt fotbaliștii, sunt fotbaliști, așa cum se spune, iar jucătorii de fotbal aspiră la statutul acesta, poate, da? Ei bine, fazele finale ale competiției, fazele superioare, da, s-au desfășurat sub semnul echilibrului și s-a ajuns chiar la lovituri de departajare. Din punctul acesta de vedere, cum ați considera competiția, strict sportiv vorbind acum? Da, din punct de vedere sportiv, într-adevăr, câteva jocuri desfășurate în faza grupelor au avut un mic dezechilibru, în sensul că diferența a fost făcută de jucătorii pe care dumneavoastră îi menționați mai devreme, foști fotbaliști, actuali fotbaliști la grupele de copii și juniori de la Pandurii sau jucători care evoluează la nivel de Liga 4, poate chiar și Liga 3 în județul Gorj. Însă, în fazele superioare, pe tabloul principal, au fost marea majoritate a jocurilor foarte echilibrate. Multe dintre ele sau în multe dintre ele, într-adevăr, câștigătoarea s-a decis după executarea loviturilor de departajare. Echilibru s-a menținut până spre final, cu goluri marcate pe ultimele momente ale jocurilor. A fost și dramatic finalul în multe meciuri. Da, 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 într-adevăr, multe chiar au fost încărcate de dramatism așa, spre final. Dar ceea ce aș vrea să remarc este faptul că întreaga competiție s-a desfășurat sub spiritul fair play-ului, care din punctul meu de vedere a dominat această competiție și a fost un aspect care într-adevăr a ieșit în decor cu ghilimele de regoale, dacă aș putea să spun. Nu au fost abateri grave de la regulament în sensul de a exista loviri, jigniri, mai ales că la Liga Prieteniei se încearcă și în ultima perioadă s-a reușit implementarea unor concepte noi în ceea ce privește regulile de joc. Dacă îmi permiteți câteva, le-aș putea, vă rog, menționa aici.
văzut un cele caz, două situații. Când, da, da. Exact. În astfel de situații, tocmai pentru că acest concept de Liga Prieteniei dorește ca la partidele de fotbal care se dispută în cadrul competițiilor organizate de noi să participe nu numai bărbați, dar și femei, și copii, și oameni care poate nu sunt obișnuiți cu un astfel de limbaj sau un astfel de ton al limbajului, s-a introdus această regulă și noutatea este că un jucător care este sancționat cu astfel de 3 cartonașe pe durata unei partide va fi eliminat din joc. Deci la 3 cartonașe verzi al acelui jucător pe durata jocului, el va fi eliminat roșu. Definitiv. Vorbează cartonașul roșu în mod automat, direct. Da, este o regulă bună, eu am văzut-o, eu sunt mai pașnic din felul meu așa. Și acum să speculez puțin regulamentul, dacă are două cartonașe verzi și primește și un cartonaș galben, ce se întâmplă? Nu, nu se influențează. E altă speță, cum ar spune IPJ-ul. Da, da. În rest, și noi, într-adevăr, ne-am bucurat foarte mult de prezența suporterilor și a spectatorilor în tribune și, cum bine menționați dumneavoastră mai devreme, după aprecierea noastră care a mai organizat astfel de competiții la Fair Play Arena, la finala competiției de duminică au asistat undeva în jur de 80-90 de spectatori. Aceasta este aprecierea noastră. Din păcate, condițiile nu au fost foarte, foarte optime pentru ei, dar existența acelor bănci care sunt în spațiu alocat suporterilor au fost destul de generoase pentru cei care s-au așezat. Sperăm noi la competițiile care le vom organiza atunci când vremea este frumoasă afară și nu mai suntem nevoiți să utilizăm balonul presostatic având acele și tribune. Și ați făcut asta cu Cupa Cartierilor, dacă nu mă înșel, da? Exact, Cupa Cartierilor de anul trecut. Și acolo au venit oamenii într-adevăr și au luat loc în tribune. Am fost și acolo la finală, da, și erau, da, în tribune. Da, este, da, într-adevăr. Dar nefiind, cum vă spuneam, prima competiție organizată la Fair Play Arena și aici mă refer și la competițiile de copii și juniori pe care le-am desfășurat în această iarnă, practic în perioada toamnă-iarnă 2016, când am montat balonul presostatic, am știut ce înseamnă prezența spectatorilor și toate măsurile noi ni le-am luat încă din timp să preîntâmpinăm eventuale probleme care ar fi putut să apară din acest punct de vedere. Da, haideți să vorbim puțin despre ce se întâmplă cu câștigătorii. În cazul nostru, Știința Celei, echipa care a reușit să triumfe la această primă ediție a Cupei Ligii Prieteniei, au șansa să câștige un premiu consistent sau nu, 5.000 de euro, eu spun că e un premiu consistent, mai ales în vremurile în care trăim noi, da? La București, despre ce este vorba, domnule Tutunaru? Da, într-adevăr, echipa câștigătoare a competiției Cupa Liga Prietenia Târgu Jiu Fair Play Arena va avea posibilitatea să participe la București în intervalul 10-12 februarie la Superliga Națională Cupa Prieteniei, unde vor participa 36 de echipe din întreaga țară, practic din orașele unde se organizează o competiție similară cu a noastră, cea pe care am terminat-o duminică la Târgu Jiu, sau eventual cei care organizează campionate, pentru că Liga Prieteniei funcționează cumva de aproximativ 2-3 ani la nivel de țară. Nu a fost foarte cunoscută, însă în câteva județe chiar de 3 ani de zile. Acolo, la București, la Superliga, este un premiu consistent, așa cum spuneați, și atractiv pentru mulți. 5.000 de euro cash oferit de către un sponsor al Liga Prietenia și competiția se va derula pe perioada a 3 zile, cum vă spuneam, cu participarea numeroasă din țară a echipelor reprezentative din județele unde se organizează această 10, competiție. 10-12 februarie, dar a rămas, da, intervalul ăsta de timp pentru, da, da, Superliga. Noi de la Târgu Jiu avem posibilitatea să mai trimitem încă o echipă. Practic ar fi fost extraordinar dacă finalista competiției de la noi, de la Fair Play Arena, ar dori să meargă la Liga Prietenii, la Superliga, Gurj, da? IPA 3 Gurj, da? Și organizatorul, fondatorul, practic, Liga Prietenia, ne-a mai acordat un wildcard, văzând condițiile care au fost la Târgu Jiu, la Fair Play Arena, ne-a mai acordat un wildcard pentru o eventuală a treia echipă care ar dori să meargă la Superliga la București. Acum, eu cunosc parte dintre echipele care vor merge la Superliga și opinez că nivelul nu este foarte ridicat față de ceea ce ați avut posibilitatea dumneavoastră să vedeți la finala de la competiția noastră. Adică au șanse reale să câștige premiul cel mare. Din punctul meu de vedere, au șanse evidente să se apropie cel puțin de fazele superioare ale competiției. Chiar să câștige premiul cel mare, de ce nu?
Ați dat și dumneavoastră aici la Târgu Jiu o serie de premii, dacă puteți să le enumerați. Am văzut că ați avut cel mai bun jucător al turneului, cel mai fair play, goal getter-ul, mai sunt și altele. Da, într-adevăr am încercat să oferim câteva premii individuale, pentru că așa este bine unde competiții și chiar ne face mare plăcere să remarcăm la astfel de competiții pe care le-am organizat și pe care le vom organiza. Eu știu, jucători exponențial care își fac simțită prezența într-un fel sau altul în această competiție. Noi am acordat premiul pentru cel mai bun jucător, unei tinere speranțe, așa am considerat noi ca și organizatori, a fotbalului gorjean în primul rând, chiar dacă el la competiția noastră de la Fair Play Arena a participat pe teren redus, el fiind jucător de teren mare, este vorba de Andrei Dragu, de la Știința Celei, care a primit un premiu, un trofeu individual, diplomă și echipament sportiv din partea noastră. Este vorba de cel mai bun portar, Florin Constantinescu de la IPA 3 Gorj, care a evoluat în finala competiției. De asemenea, a primit un trofeu, diplomă și echipament sportiv. Și golgheterul competiției, Cătălin Lupu, de la Știința Celei, care s-a ales și el cu un trofeu individual, diplomă și echipament sportiv. Vis-a-vis de acel premiu special pe care l-ați observat la noi, este vorba de premiul Fair Play Arena, pe care noi o să-l împământenim și o să-l acordăm la toate competițiile ce le vom organiza de acum încolo, pentru jucătorul care a demonstrat cel mai ridicat spirit de fair play pe toată durata competiției sau măcar la jocurile la care a participat. Și cum se măsoară acest spirit ridicat de fair play? Că asta a fost și curiozitatea mea. Am văzut, dacă nu mă înșel, Ștefan Pițian, care este Rapid Elite. Da. Și Ștefan Pițian este un prieten al emisiunii noastre, cum este și Andrei Dragu, care a venit cu Cupa României aici la noi în studio, când au câștigat atunci Pandurii. Da. Se măsoară, să zic așa, prin gesturile pe care le are pe durata jocurilor. Atunci când are un adversar căzut cumva la pământ, eu știu, dintr-un anumit motiv. Întotdeauna Ștefan Fane, cum îi spunem noi, s-a dus să vadă despre ce e vorba, să-l ajute într-un fel sau altul. Dacă avea mingea în posesie, a trimis mingea în afara jocului, oprind partida și permițând intrarea asistentei medicale. Dacă a fost o fază la limită acolo pe care un arbitru a judecat într-un mod, să zic, incorrect, fără să-și dea seama cine ar urma să repună mingea în joc, dintr-o eventuală repunere de la margine sau lovitură de la poartă. El și-a recunoscut vina și sunt lucruri care se văd pe teren și trebuie într-un fel sau altul recompensate. Domnul Ștefan Pițian a primit un trofeu, trofeul Fair Play Arena, o diplomă și un voucher în valoare de 150 de lei, cu ajutorul căreia și va putea procura echipament sportiv de la Dedeman. Cred că nu e o problemă dacă comunicăm. Dacă suntem alături de sport, nu e absolut nicio problemă. Bun, îi loc pe colegii mei din regie, dacă avem pregătit materialul cu interviurile. Am intervievat și noi printre laureații competiției, să spun așa. Așa că dacă o să putem băga materialul, vă rog. Știința viitoare în această competiție, cum a fost până la urmă, cât de greu? Era greu, că toate echipele aici, ultimele care iasă, rămân cel mai aproape, meciurile sunt din ce în ce mai grele. Noi oricum ne așteptam că o să câștigăm, ca să nu fiu la ce echipă sunt aici. Dar bine, toate meciurile au fost grele, cam atâta că nu. Se pare că prind tot mai mult la oamenii care joacă fotbal. Cum e față de terenul cel mare? Păi mai față de mare, depinde de vârstă. Că dacă ești mai în vârstă, aici ți-e mai ușor. De pe mare nu mai merge. Ce vă propuneți la mare? Păi vrem să facem faza frumoasă. Să facem o fază frumoasă și să mergem mai departe. Cum e dragul victoriilor ăsta la prietenii grele meciuri? Au fost niște meciuri foarte grele, dar și avem jucătorii care au jucat un nivel înalt și se vede acum la jocurile acestea și terenul ăsta sintetic, dar au fost niște meciuri echilibrate din punctul meu de vedere, în care zic că putem face față și la București. Puteți să luați un pontul cel mare? Am auzit că este un pot foarte mare, dar sperăm, luptăm până la capăt și eu zic cu echipa care o avem, cu acești jucători,
zic că putem face față la potrișa mare. Ești fotbalist profesionist, cum e, care e diferența față de terenul mare? Vă dați seama, este foarte mare diferența. Aici, la terenul sintetic, alergăm mult mai mult, la terenul mare mai timp de respiro. Dar este diferența foarte mare, părerea mea. Am văzut că ești un fan al acestor competiții. Particip la cât de multe poți în jurul. Da, particip când am și-o liber, dar acum cum am avut pentru finală liber, mă bucur că am participat și am câștigat primul loc. Andrei, ați câștigat un turneu foarte important, mergeți la București, cum a fost? Da, un turneu destul de greu, în grupe au fost meciuri echitabile, un gol averaj peste limită din partea noastră, și în finală deci noastră, un meci destul de greu, un meci strâns, din fericire s-a întâmplat bine pentru noi. Cum e bucurie de tot față de jocul oficial? Nu pot să vă spun o părere sigură, dar mai bine vă dați la terenul mare. Ce vă propuneți în capitală? Păi bineînțeles, ne propuneți să venim cu trofeu, fără discuții. Bineînțeles, fără discuții. A fost un meci greu, ne-am pătrunit când ieșim să fim finit, să spun așa. Bineînțeles, nu sunt eu cel care merit toate, care a trebuit să am toate meritele, importantă echipa. Pe multe ce să spun, greu, dar o competiție frumoasă. Cât de mult contează? Doi la nivel de inspectorat, am avut diplomă de genul acesta, dar o diplomă plus ne mulțumește foarte mult pe toți. Locul 2, un început bun, mai continuă și sezonul viitoare? Sigur că da, ne place foarte mult sportul și o să continuăm și la anul și peste 2 ani și de fiecare dată când avem ocazia, o să jucăm mereu. Este un concept nou, care are doar câțiva ani, 2 ani, 2-3 ani, de când a fost înființat. Liga Prieteniei este un proiect social care cuprinde și această latură sportivă de competiție. Avem, mi-ar plăcea să văd competiții pentru adulți, pentru copii, să văd turnee naționale, internaționale. Dar în spatele întregii structuri sportive, să spunem așa, care se va înființa sau există, dar trebuie să fie să se disocieze când se vorbește de Liga Prieteniei, să nu se mai vorbească de mini fotbal. Nu neapărat că am ceva, dar se pare că acești domni de la mini fotbal au o problemă cu noi și atunci trebuie făcută o altă structură sportivă ca să nu mai fim asociați cu ei. Dintr-un motiv sau altul se pare că se consideră stăpânii acestui sport și atunci nu avem ce să facem, trebuie să formăm o altă structură sportivă. Dar ca să mă întorc la Liga Prieteniei, ea este un proiect social. În spatele ei se ascunde un proiect social. Vom vorbi la București și le voi propune, cum văd eu, posibilitatea de a atrage fonduri ca să poată să susțină acest proiect social. De principiu există legislație în sensul ăsta, există și fonduri alocate la nivelul fiecărei primării, Consiliul Județean, Direcția de Tineret și Sport. Mai sunt și aceste fonduri europene și tocmai ăsta este un lucru bun, că prin constituirea acestei federații sper să reușim să atragem aceste fonduri europene în care să stimulăm integrarea prin sport a copiilor care provin din familii vulnerabile. 10 echipe mi se par destul de puține pentru un oraș care am înțeles că are undeva la 60.000 de locuitori. Nu? 60.000 de locuitori. Sunt destul de puține, dar sper că la următoarea ediție, că știu că Pavel și Cosmin vor face un campionat din martie. Bun, am revenit în legătură directă, am ascultat, cum vă spuneam, laureații acestei competiții, golgheterul competiției, cel mai bun marcator, da? Premiul pentru cel mai bun jucător, așa cum spunea și domnul Tutunaru, a revenit lui Andrei Dragu, portarul Florin Constantinescu de la IPA 3 Gorj, iar în final pe domnul Laurențiu Modoran, care, așa cum vă spuneam, este chiar fondatorul acestei întreceri sportive. Domnul Modoran ne-a mărturisit că a fost impresionat de ce a găsit la Târgu Jiu. Domnia sa a spus doar că numărul de echipe ar fi putut fi mai mare față de raportat, de fapt, la locuitorii pe care are municipiul nostru. Ce părere aveți de... Da, în primul rând, acest aspect. Da, în primul rând, cu această ocazie și pe această cale aș vrea să-i mulțumesc domnului Laurențiu Modoran pentru că a acceptat invitația noastră de a participa la faza finală a competiției Cupa Liga Prietenia la Fair Play Arena și totodată să-i mulțumesc și domnișoarei Nicoleta Bojică, care de fapt este președinta Asociației Liga Prietenia pentru Educație din România. Le mulțumesc că au venit la Târgu Jiu.
Este adevărat că, într-adevăr, numărul echipelor participante la competiția noastră a fost destul de redus, însă, având în vedere că, în paralel cu ce am desfășurat noi la Fair Play Arena, s-a desfășurat și la Dolce Vita o competiție similară de fotbal pe teren redus, unde au participat, după cunoștințele mele și după informațiile pe care le am, cam același număr de echipe, 10 echipe, pe undeva, probabil, de fapt, sigur, echipele s-au împărțit între cele două competiții și... Da, că mulți jucători am văzut că au făcut jucat parte și într-o parte și da, în cealaltă. Exact. Sigur că da. Și pe undeva este explicabil numărul redus de echipe care au participat atât la Fair Play Arena, cât și la competiția organizată de la Dolce Vita. Speranțele noastre în înființarea și desfășurarea unui campionat la Fair Play Arena, un campionat Liga Prietenia Târgu Jiu, sunt destul de mari. Nu ne punem, eu știu, speranțe de șarte în a participa 24 sau 30 de echipe, pentru că eu venind din acest fenomen și vreau să zic că sunt cât de cât un cunoscător a ceea ce înseamnă fotbalul pe teren redus în Târgu Jiu, apreciez că orașul nostru, chiar dacă are undeva la 60-80 de mii de locuitori, așa cum știm noi, nu cred că pot funcționa mai multe echipe decât cele care activează acum la cele două baze sportive pe care le amintam mai devreme. Pentru că a participa la o competiție de un acest nivel și de o astfel de structură, este nevoie de susținere. Este nevoie de susținere, în primul rând, cu efectiv de jucători, cu logistică, și aici mă refer la echipament, la, eu știu, mici de antrenament, și nu în ultimul rând este nevoie de susținere financiară. Pentru că orice apariție la astfel de competiție implică o eventuală taxă de participare, taxă de înscriere. Implică... Cât a fost taxa de înscriere, de exemplu, aici, ca să știe și ascultătorii sau pasionații de sport? Taxa de înscriere la Cupa Liga Prietenia Fair Play Arena a fost 250 de lei de echipă. Taxe de înscriere care integral s-au regăsit în premiile acordate jucătorilor, incluzând aici echipamentul sportiv, voucherul de 100 de euro acordat echipei care va merge și va reprezenta Cupa Liga Prietenia Fair Play Arena la Superliga Națională, medaliile, trofeele individuale, tot ceea ce am oferit noi acolo ca și recompense pentru jucătorii care au fost premiați. Iar continuând mai departe cu partea financiară, mai sunt taxe de acces la terenul de joc, taxe care se stabilesc de organizator în funcție de complexitatea turneului, și din această taxă parte dintre ele se duc către arbitraj, către asistența medicală, către asigurarea apei pentru fiecare echipă și pentru practic fiecare jucător. Practic condițiile pentru ca această competiție să se desfășoare așa cum trebuie, da? Exact, exact, să se desfășoare în cele mai bune condiții cu toate facilitățile pe care le poate oferi o bază sportivă, iar după aprecierea mea și văzând reacțiile celor care au participat la Cupa Liga Prietenia Fair Play Arena de la Târgu Jiu, condițiile oferite de terenul nostru sintetic de acolo și de structura și infrastructura pe care o avem au fost mulțumitoare pentru toată lumea. Mă refer aici la partea de vestiare, cele două vestiare destul de generoase, zona de apă caldă cu dușuri, zona de revenire, să zic așa, acolo unde fiecare după meci a putut să mai servească câte un suc sau o bere și să mai discute despre jocul pe care l-au încheiat cu puțin timp în urmă. Domnule Tutunaru, sunteți cunoscut ca om de fotbal în județul nostru și nu numai. V-a fost greu sau plăcerea deja depășește dificultățile acestea să fii și organizatorul competiției, să oficiați și acolo, să fii și arbitru, da, împreună cu fratele dumneavoastră, să vă implicați în aceste detalii și aspecte ale întrecerii? Nu neapărat că n-a fost greu. Este o pasiune, într-adevăr, pe care o avem și mă bucur că activitatea pe care am desfășurat-o ca și arbitru de fotbal, ca și observator de fotbal la nivel de județ este cunoscută și vreau să cred că este apreciată de cei care au beneficiat de serviciile noastre în calitățile pe care le-am avut și încă pe care le mai avem la nivel de Asociația Județeană de Fotbal de astă dată. Dar aici, la Fair Play Arena, nu ne-a fost foarte greu să organizăm pentru că noi am stabilit încă de la început anumite reguli pe care le respectăm cu mare strictețe. Reguli în ceea ce privește regulamentul pe care îl avem la fiecare competiție în parte, reguli de acces pe terenul de joc,
toată lumea știe că acolo se poate pătrunde numai în anumite condiții în ceea ce privește echipamentul pe care îl poartă jucătorii. Reguli de acces în incinta terenului de joc vis-a-vis de băuturi alcoolice, țigări, gumă de mestecat, semințe și așa practic mai departe. Practic orice nu e asociat la prima vedere cu sportul, da? Exact, exact. Orice nu este asociat cu sportul și cu spiritul de sportivitate și de fair play nu se poate regăsi în interiorul bazei sportive de la Fair Play Arena. Iar legat de partea cu arbitrajul, am ținut să mă implic spre finalul competiției, doar la finala propriu-zisă. De ce spun acest lucru? Pentru că am considerat că jocul poate avea un anumit grad de risc, grad de dificultate, și am vrut să evit expunerea colegilor mei, cărora aș vrea să le mulțumesc pe această cale pentru că au participat și mi-au acceptat invitația de a participa la jocuri. Și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să-i amintesc pe cei patru arbitri care m-au ajutat la această competiție. Este vorba de Daniel Popescu, care la momentul actual, de la Țiclen, care la momentul actual este arbitru la Liga 1 la futsal. Este vorba despre Alexandru Cilică și Cătălin Blându, arbitrii activi în cadrul Asociației Județene de Fotbal Gorj, Comisia Județeană a Arbitrilor, pe care îi cunosc foarte bine, deoarece atunci când s-au apucat de această activitate, eu i-am făcut arbitri, fiind președinte al Comisiei Județene de Arbitri la momentul respectiv. Și nu în ultimul rând e vorba de Pavel, fratele meu, care a arbitrat și el câteva jocuri, de asemenea a fost arbitru divizionar, observator la Liga 3-a și actualmente observator în cadrul Asociației Județene de Fotbal. Este o îmbinare a utilului cu plăcutul pentru mine. Am privit-o ca pe o provocare, această activitate pe care o desfășor împreună cu Pavel la Fair Play Arena, și vreau să vă spun că nu numai reacțiile după acest turneu efectiv mă mulțumesc și îmi creează din ce în ce mai mult o stare din aceasta de a încerca și mai mult decât am făcut până acum, cât și reacțiile după turneele de copii și juniori pe care le-am organizat aici. Și aș vrea să vă spun că în luna noiembrie am organizat un turneu la care au participat 120 de copii. 120 de copii din 5 județe limitrofe care au fost cazați pentru două nopți la Târgu Jiu în locații de un nivel destul de ridicat, iar la final părinții, care evident la grupa de vârstă 2009 și 2007 și-au însoțit copiii, au fost foarte mulțumiți de ceea ce au găsit la Târgu Jiu, atât pe partea de condiții de cazare, cât și pe partea de desfășurare a competițiilor respective. Este o activitate plăcută pe care o desfășurăm acolo cu mare drag. Sperăm că vom avea rezultate din ce în ce mai bune și în perioada imediat următoare. Da, mi-a plăcut că a spus că trebuia să vă implicați și pentru că ați considerat că meciul este unul cu un grad de risc. Presupun că acest grad de risc vine tocmai din rivalitatea, dacă vreți, sportivă a echipelor implicate, mai ales că poate nu au fost la primul meci, da? Cele două combatante care au jucat finala, indiferent dacă a fost vorba de această competiție sau nu. Într-adevăr, e plăcut faptul că au fost și orgolii, dar nu orgolii prostești, da? Să mă scuze cei participanți, da? Competiția, așa cum spuneam, a stat sub semnul fair play-ului și tocmai nota aceasta a fost una care a ieșit în evidență la turneul dumneavoastră, domnule Tutunaru. Spuneați că ați mai organizat astfel de competiții la care am fost și noi prezenți. Ce ne mai așteaptă sau ce mai așteaptă pe iubitorii fotbalului la Fair Play Arena? Dacă a schițat un fel de program în perioada următoare, o să vină și primăvara în sfârșit, că am înghețat puțin iarna asta și parcă e mai frumoasă și mișcarea așa în aer liber. Da, este adevărat. Avem un program stabilit pentru perioada următoare. Vrem ca luna februarie, luna care o să începem de mâine, să o alocăm integral pentru promovarea campionatului pe care intenționăm să-l înființăm și pe care dorim să-l desfășurăm la Fair Play Arena, un campionat care se va desfășura sub egida Liga Prietenia, un campionat la care vor putea participa orice fel de echipe, fără niciun fel de restricție, din Târgu Jiu și nu numai, pentru că avem contacte la Târgu Cărbunești, la Motru, chiar la Rovinari, echipe care și-au manifestat dorința să participe la competițiile organizate la noi, iar ca o noutate și ca o paranteză, la Cupa Prietenia își manifestase dorința să activeze o echipă de la Craiova, văzând modul nostru de
organizare, da, al competițiilor anterioare, fiind vorba de vreo 2 sau 3 părinți, dacă nu greșesc eu, de la copii și care au participat la competițiile de la Fair Play Arena, auzind despre activitatea aceasta, Cupa Liga Prietenia, și-au manifestat dorința. Însă s-a nimerit să fie în aceeași perioadă cu o competiție organizată la Craiova și au renunțat. O să mai avem Cupa Cartierelor, care vrem să devină o tradiție pentru orașul nostru, organizată la Fair Play Arena, și cu siguranță aceasta se va desfășura cumva în perioada similară celei din prima ediție, adică undeva spre sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. O să mai avem în calendar, avem deja stabilit cupe pentru copii și juniori, Cupa Mărțișorului, care se va desfășura în perioada lunii martie, la începutul lunii martie, cu participarea grupelor de copii de la școlile private, în special cele din apropierea județului și orașului nostru. Avem contacte foarte frumoase la Drobeta Turnu Severin, la Râmnicu Vâlcea, la Craiova, la Petroșani, la Lupeni, la Slatina. Sunt oameni care au venit cu echipele și ne-au promis că și la edițiile următoare ale unor astfel de competiții se vor prezenta. Așa cum a fost și până acum, nu o să neglijăm sub nicio formă fotbalul juvenil, fotbalul dedicat copiilor și juniorilor, pentru că, din păcate, și spun cu mare regret acest lucru, Clubul Fanion, la nivel de județul Gorj, Pandurii, Târgu Jiu, nu oferă foarte multe condiții pentru a se putea dezvolta acest sector, tocmai din lipsa infrastructurii, a terenului de antrenament, cele care practic sunt baza pentru creșterea și ridicarea în valoare acestor mici sportivi, mici fotbaliști. Da, văd că aveți un calendar plin în perioada următoare. Înainte să luăm o pauză publicitară, v-aș întreba cam la câte echipe sperați totuși. Ați estimat dumneavoastră așa, dar dacă ați fi optimist, că presupun că ați vrea să participe mai multe echipe la acest campionat. Dacă aș fi optimist, așa cum menționați și cum precizați acum, m-aș aștepta la 16 echipe. 16. Dacă aș fi realist, în momentul de față, un campionat cu 12 echipe, 10-12 echipe, din punctul meu de vedere, ar fi ok pentru o primă ediție. Am înțeles. Domnule Tutunaru, luăm o scurtă pauză publicitară, revenim cu partea a doua a emisiunii și o să profit că v-am în studio să vorbim puțin și despre problemele din fotbalul gorjean. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. Patiseria Francisc. Din ingrediente atent selecționate și respectând cu strictețe tainele și rețetele vechilor patiseri francezi, Patiseria Francisc, situată în Târgu Jiu, strada 30 decembrie, numărul 4A, lângă restaurantul Dorexim, vă așteaptă cu produse proaspete din patiseria franceză, realizate în laboratorul propriu. Și nu ratați oferta noastră zilnică. Dacă alegeți să beți cafeaua la Patiseria Francisc până la ora 12, veți primi din partea noastră un croissant gratuit. Patiseria Francisc încearcă gustul desăvârșit al produselor de patiserie franțuzești. Vizitează-ne și vei rămâne cu un gust plăcut!
Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor, numărul 35. Max, pentru casa ta! Șoferii isteți își montează instalație CPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servis automontaj, întreținere și reparații instalații CPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații CPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. SC Robleo, prin locațiile din strada 14 Octombrie, lângă Rombat și din calea Severinului numărul 26, zona Bucur, comercializează la cele mai bune prețuri furaje și concentrate de calitate marca Evialis. Evialis pentru pui, curcă, prepeliță, iepuri, viței și porci. De asemenea, vindem hrană pentru pisici și căței, cereale, șrot de soia, tărâțe și făină albă. Pentru sezonul de toamnă, comercializăm azotat, semințe de grâu, triticale și orz import Germania marca Staten Union. Staten Union. Informații la numărul de telefon 0769633205. Am revenit în legătură directă, stimați telespectatori. Alături de mine este domnul Cosmin Tutunaru, care a organizat alături de alți oameni bine intenționat o competiție care, spun eu, a fost de succes și nu este doar părerea mea. Este vorba de Cupa Liga Prieteniei din Târgu Jiu la bazele Fair Play Arena. Domnule Tutunaru, mi-a spus că veți fi un om ocupat și în perioada următoare din acest punct de vedere, da? Veți mai organiza competiții. Vă felicit că vă implicați și în organizarea competițiilor de copii și juniori și, așa cum vă spuneam, pentru că în partea a doua emisiunii nu avem foarte mult timp la dispoziție, vreau să dezbatem puțin și situația fotbalului din județul nostru. Din păcate, echipa noastră, Fanion, nu o duce prea bine, Pandurii Târgu Jiu. Este procedura de insolvență demarată. Acum ne dăm și noi cu părerea, da, ca niște chibiți. Ce-o fi, o fi. Domnul Condescu, care a fost prezent în ultimele săptămâni și în emisiunea noastră, este optimist, să spun așa, cum îi stă bine unui conducător de club, dacă vom evita falimentul și toate cele bune. Mă rog, o să fie greu, dar o să fie o perioadă de tranziție care totuși va menține Pandurii pe linia de plutire. Dumneavoastră, cum vedeți situația sau poza de ansamblu a fotbalului? Vorbim și de Pandurii și de fotbalul județean aici. Da, într-adevăr, la Pandurii este o situație foarte delicată. Toată lumea
speră să nu se ajungă la faliment, pentru că falimentul va însemna probabil dispariția echipei. Iar în momentul în care la Târgu Jiu există această investiție în derulare, și mă refer aici la construirea stadionului, ce se va vrea a fi un stadion la nivel european, și noi ca oraș, ca și comunitate, să nu putem avea o echipă pentru a evolua la în primul eșalon, va fi o palmă destul de grea pe care o să o resimțim într-un fel sau altul. Este o situație delicată, această stare de insolvență în care se află acum echipa. Ar putea fi o rampă de lansare pentru juniorii crescuți la clubul Pandurii, care, iată, au acum ocazia să lupte pentru culorile clubului, pentru a-l ține cumva pe linia de plutire. Ca și rezolvare, fără o implicare puternică a factorilor decizionali la nivel de comunitate, cred că va fi destul de greu, sau o implicare a oamenilor de bine, oameni care susțin sportul, care susțin fotbalul în special, oameni potenți, pentru că, din păcate, trebuie să ne referim de fiecare dată la partea financiară și de multe ori, de cele mai multe ori, acolo se ajunge la partea financiară. Fără o implicare a acestora, cum vă spuneam, va fi destul de delicat să menținem clubul, să menținem echipa de fotbal în primul eșalon și să mulțumim spectatorii care, de ce să nu o recunoaștem, cu mare plăcere spun acest lucru, au fost obișnuiți ca echipa Pandurii să obțină rezultate răsunătoare, victorii în campionat în fața granzilor din România și nu o singură dată, de multe ori chiar pe terenul acestora, clasarea în ultimele ediții de campionat pe treptele cele mai înalte ale clasamentului final, ale podiumului, chiar culminând cu acel titlu de vicecampioană, și ar fi un mare păcat, aprecierea mea este aceasta, să nu putem avea o echipă care să evolueze pe noul stadion ce se va finaliza, sper eu, în cursul acestui an la Târgu Jiu. Ca și rezolvare, aceasta este părerea mea, că trebuie implicare foarte puternică, dar în același timp riguroasă și bine organizată, bine țintită din partea factorilor locali care sunt implicați, trebuie să o recunoaștem, la echipa de fotbal, iar pe lângă aceștia să apară oameni care sunt iubitori de fotbal, oameni care au o potență financiară ce le poate permite să vină și să sprijină într-un fel sau altul echipa de fotbal Pandurii, echipa Fanion a județului nostru. Da, din păcate, fără complexul energetic Oltenia, toți spun că sunt șanse reduse, să spun așa, ca echipa să se mențină la parametrii cu care ne-a obișnuit în ultimul timp. Pe linia de plutire se poate. În Liga a doua, conform spuselor lui Marin Condescu, ar supraviețui, dar miza cea mare și este o lună decisivă, spun eu, este aprobarea planului de reorganizare la Pandurii Târgu Jiu, că dacă nu vom ajunge în fotbalul județean, fotbal despre care vreau să vorbesc și cu dumneavoastră, cum vedeți, cum mai merge din acest punct de vedere fotbalul în Gorj. Din păcate, în ultimii ani, echipele noastre nu prea au posibilitatea să aspire, să spunem așa, la un loc în Liga a treia. Da, la nivel de județ, marea majoritate a echipelor care activează în Liga 4 sau Liga 5, după caz, sunt susținute de comunitățile locale de unde provin. Și mă refer aici la consiliile locale sau primării. Și primării. Din acest punct de vedere, merită toate laudele edilii locali că reușesc să susțină, chiar dacă este vorba de fotbalul mic, reușesc să susțină aceste echipe de fotbal la nivel de Liga 4, Liga 5, cum spuneam. Pa mai mult, la nivel de Liga 4 este nevoie și de o echipă de juniori care reprezintă, de ce să nu o spunem, o cheltuială în plus sau o grijă în plus pentru cei care susțin fotbalul pe plan local. Din acest punct de vedere, probleme deosebite nu au fost în ultima perioadă la noi vis-a-vis de menținerea echipelor, dar problemele apar atunci când, așa cum foarte bine precizați dumneavoastră, echipele campioane sau echipa care a câștigat în ultimii ani campionatul la nivel de Gorj a fost pusă în fața acelui baraj de promovare pentru Liga a treia. Exact. Când, da, din nefericire, în ultimii ani nu am reușit să ne ridicăm la nivelul competitoarelor și uneori chiar rezultatele înregistrate pe teren au fost rușinoase, a zice, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat atât în meciul disputat pe teren propriu în județul Gorj, cât și da, acum doi ani, parcă Gelordu a pierdut la scor, dacă nu mă înșel. Da, au fost niște rezultate, nici nu aș vrea să mi le amintesc, pentru că fiind implicat acolo, o resimți ca pe o chestiune din aceasta care te doare, te macină cumva.
Dar privind la bazele sportive care le avem și pe care se desfășoară jocurile din campionatele județene, ar fi câteva care să se ridice la nivelul exigențelor pentru Liga 3, cel puțin pentru Liga 3, pentru că undeva mai sus la Liga 2 sunt condiții mai drastice în ceea ce privește participarea. Și m-aș referi aici, fără să fie o intenție a mea în prezentarea lor, m-aș referi la bazele de la Târgu Cărbunești, pentru că tot ați amintit, la baza sportivă de la Turceni, unde este un teren destul de bun și chiar tribune cu vestiare și toate cele necesare, la baza sportivă de la Bombejiu, de la Sadu, unde terenul s-a refăcut și există și acolo tribune și vestiare pentru jucători. Și din ce am înțeles, se lucrează la modernizarea suprafeței de joc, urmând a se construi tribune și vestiare la un nivel destul de ridicat la Bălești. La Bălești, da. Da. Dar eu vă spun cu toată sinceritatea, fără o infrastructură care să asigure aceste condiții minime obligatorii și fără, până la urmă, această implicare financiară din partea celor care au potență, din partea factorilor locali, și aici mă refer la consiliile locale sau primării, nu se poate susține la momentul actual o echipă care să activeze la un nivel superior. Ar fi soluție creșterea copiilor de la cele mai fragede vârste, iar din acest grup al juniorilor să apară 1, 2, 3, 5, nu știu, 10 poate, care să reprezintă jucători de perspectivă, care să poată fi transferați la cluburi importante și să aducă un profit pentru clubul care i-a format. Știți ce îmi spunea la un moment dat domnul Modrea de la Turceni, într-o discuție pe care am avut-o cu dumnealui, că sunt foarte puțini tineri, da, atrași de fotbalul mare în momentul de față, iar area de selecție suferă din acest motiv. Mai mult, dacă e să vorbim de transferuri în fotbalul județean, spunea dumnealui că este foarte greu. Poate doar să-și ia jucătorii unii altora, mă înțelegeți, de la echipele de top sau din prima jumătate a clasamentului, că altfel e mai greu să faci transferuri. Situația asta, cum o vedeți, s-ar putea schimba sau cum mai pot fi atrași și tinerii către sport într-o țară în care, vedeți dumneavoastră, în momentul de față poate nu e prea ofertantă, pentru că dacă este să vorbim, uitați, iar de Știința Turceni, da? Da. Unde s-a întors și domnul antrenor Valentin Viorel, exact, Cojocaru. Domnul Cojocaru, da. Domnul Cojocaru îmi spunea la un moment dat, păi ce să fac eu, că jumate de echipă mi-a plecat să muncească afară acum. Trebuie să reconstruiesc, să o iau de la capăt. Cum vedeți aceste probleme ale fotbalului? E de adevărat, este o problemă. Știu acest aspect legat de transferuri, pentru că într-adevăr, atunci când o echipă, hai să ne referim la fotbalul județean, pentru că despre acesta vorbim acum, dorește să aibă anumite aspirații pentru a promova la Liga 3, are nevoie să-și întărească lotul cu jucători pe posturile care sunt deficitare. De unde se găsească în județ, dacă nu la eventualele contracandidate, și pentru aceasta face diverse oferte jucătorilor care îi consideră că i-ar ajuta pe ei în idealul de a promova, dar trebuie să le ofere ceva. Este vorba de un salariu, este vorba de un anumit sistem de premiere la fiecare joc. Ei sunt nevoiți să facă aceste lucruri. Ca o rezolvare, părerea mea este că numai implicându-se la nivelul de copii și juniori se poate ajunge ca din această activitate un club să aibă și profit. Tocmai prin transferul unor jucători, cum spuneam mai devreme, către echipe care pot să plătească sau către cluburi care sunt interesate în a-și aduce jucători talentați. Este adevărat ceea ce spuneați, area de selecție nu este foarte generoasă la nivel de județ. Este adevărat că tinerii, cei care practică sportul în ziua de azi, nu mai sunt atrași de acest fenomen până la urmă, pentru că au multe alte oportunități, multe alte activități care nu sunt compatibile cu sportul. Da, mă refer aici la calculatoare, la telefoane și iar nu în ultimul rând la cei care împlinesc o vârstă, generația tehnologizată, da, exact, cei care împlinesc o vârstă la care ar trebui să evolueze la un nivel destul de ridicat în fotbal, și mă refer aici la cei care au undeva peste 16, 18 până în 20 de ani și deja ar trebui să joace spre Liga a 3-a, dacă nu chiar Liga a 2-a,
îmbrățișează calea de a pleca în străinătate să muncească ca și muncitori necalificați. Cel mai elocvent exemplu pe care eu îl văd și în toate discuțiile pe care le am cu cei care îmi sunt apropiați și cu care ne întâlnim la Fair Play Arena, îl reprezintă pentru mine Academia de Fotbal Viitorul Constanța lui Gică Hagi. Corect, da, așa este. Gheorghe Hagi acolo, pentru a-și crea acea structură organizatorică și acea structură de efectiv de jucători, apelează la cei mai buni jucători care apar în țară. Corect, are cel mai dezvoltat sistem de scouting. Exact. Deci, iată că a sesizat și nu trebuie multă școală să sesizeze acest lucru, cu scuzele de rigoare, că aria de selecție nu este foarte mare pe plan local și trebuie să te gândești să mergi, să iei din alte județe, din alte zone ale țării, dar în același timp trebuie să oferi niște condiții. Și din informațiile pe care le am, din cunoștințele mele, la Academia de Fotbal Viitorul a lui Gică Hagi sunt condiții pentru toți tinerii fotbaliști care ajung acolo. Începând de la partea de cazare, partea de școală, educație, pentru că se pune accent pe educație, și continuând cu partea de logistică, terenuri de antrenament, echipament sportiv, partea de refacere, partea de alimentație și, de ce să nu mă spunem, eu chiar o spun cu mândrie, în ultima perioadă chiar s-au văzut rezultate la această activitate pe care a desfășurat-o Gheorghe Hagi și o desfășoară la Constanța prin transferurile jucătorilor tineri și foarte tineri, poate unii blamează acest lucru că li se dă voie să plece la o vârstă atât de fragedă, însă sumele de transfer, după cum le cunoaște și dumneavoastră, sunt importante și chiar rivalizează cu alte transferuri ale jucătorilor cu un nume mai greu, să zic așa, făcute în timp în țara noastră. Da. Aprecierea mea este că salvarea trebuie să vină și poate veni din zona de fotbal juvenil. O ultimă întrebare, pentru că timpul ne presează, domnule Tutunaru. Ce spuneți dumneavoastră? Sunteți de acord cu, mă rog, de acord, considerați că este oportună reluarea campionatului în momentul de față, în plină iarnă? Chiar astăzi am văzut un reportaj la una dintre televiziunile care se ocupă cu sport vis-a-vis de starea terenurilor la Liga 1. Nu aș vrea să dau un procent greșit, dar cred că 80% dintre ele erau acoperite cu zăpadă. Dacă nu greșesc, doar la Astra Giurgiu, unde s-a menținut instalația de încălzire pe toată durata iernii, nu exista zăpadă pe teren. În rest, cel puțin eu așa am văzut din acest material, marea majoritate a terenurilor sunt acoperite pe zăpadă. Ori, să evoluezi pe zăpadă, cred că este foarte, foarte dificil, așa cum s-a văzut și spre finalul anului trecut, când, din nefericire, chiar echipa noastră a fost implicată. După aprecierea mea, sezonul ar trebui să înceapă undeva spre finalul lunii martie, dar probabil cei de la Liga Profesionistă Federație au apreciat că în limita posibilităților și a datelor din calendarul competițional trebuie să înceapă atât de foarte, foarte, foarte devreme. Am înțeles. Domnule Tutunaru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Sportul Gorjan și vă mai așteptăm de fiecare dată să ne povestiți despre competiții și să vorbim despre fotbal, pentru că aveți o părere pertinentă și noi ținem cont de ea. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. M-am simțit onorat și chiar îmi face deosebită plăcere să fim alături în emisiune. Vă voi accepta cu mare drag de fiecare dată invitațiile, doar să avem despre ce să vorbim. O să avem. Să fim sănătoși, să ne ajute Dumnezeu. Doamnelor, domnilor, punem punct aici Sportului Gorjan. Sunt Cătălin Pasăre. Ne revedem săptămâna viitoare de la 20:15. Până atunci, să auzim numai de bine. La revedere!